Dragile, stimați profesori, bine ați venit la Gala Excelentei în Educație, ediția 2017. Primăria Municipiului Roman, primarul Lucian Ovidiu Micu și Consiliul Local susțin performanța și apreciază valorile școlilor romășcane. În mijlocul nostru este domnul primar Lucian Ovidiu Micu, care va premia elevii și profesorii coordonatori. Bună ziua tuturor, bine ați venit, doamnelor și domnilor, dragi elevi, de câțiva ani buni, într-o anumită zi din an, într-o zi de gală, iată ne bucurăm cu toții și sărbătorim cele mai strălucite minți din municipiul Roman. Premiile pe care le primiți astăzi reprezintă până la urmă o recompensă a eforturilor voastre, reprezintă elita învățământului romașcan, așa cum vă spuneam, și vă doresc să aveți în continuare energia și îndrăzneala de a fi mereu primii în tot ceea ce vă propuneți voi. În viață poți avea foarte multe lucruri, dar educația este printre puținele lucruri pe care nu se le poate lua nimeni niciodată. Și încă din antichitate, unul dintre mari gânditori ai antichității, Aristotel, spunea că educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe. De aceea vă îndemn să vă faceți multe provizii încă de pe acum, astfel încât să puteți profita de toate aceste provizii atunci când veți avea nevoie și când veți fi mai mari. Eu vreau să vă asigur pe toți de profundul meu respect și îmi exprim întreaga disponibilitate pentru ca împreună să găsim cele mai bune soluții, astfel încât școala romașcană să performeze în continuare. Și dacă tot vorbim despre o continuitate, aș vrea să-l invit alături de noi pe inițiatorul acestor gale ale educației, fostul primar al municipiului Roman, domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu. Bine ne regăsim, nu se putea să fie o gala excelenței în educație și să nu fiu și eu prezent astăzi alături. Vreau să vă salut și să vă felicit pentru rezultatele frumoase, pentru că aveți o preocupare selectă, o preocupare care ține de ascuțirea minții. Sunteți printre cei mai performanți, iar Romanul dovedește an de an că este un loc în care se făuresc într-adevăr minți deosebite, caractere puternice, oameni care vor deveni cu totul și cu totul deosebiți pentru societate și mi-aș dori și pentru comunitatea noastră. Vreau să felicit pe domnul primar Lucian Micu că duce mai departe și continuă această gală a excelenței în educație. Școala rămâne până la urmă, cred că, cea mai importantă preocupare a societății. Pentru că cea mai mare investiție este aceea în minte. Degeaba cauți să investești în diverse lucruri, dacă nu investești în minte, mâine nu vei putea să beneficiezi de acele lucruri. Așa încât îl felicit și urez mult succes în continuare. Faptul că această gală a recunoașterii meritelor copiilor, tinerilor care învață municipiul Roman, a cadrelor didactice, a personalului didactic, auxiliar și nedidactic, a întregii școli romașcane, rămâne un lucru important pe agenda comunității locale. Iar primarul Lucian Micu este cel care așadar, după cum am și promis împreună fiind o echipă, continuă această activitate de evidențiere a celor mai merituoși. Tuturor vă urez multă sănătate! Să aveți putere și împreună să fim, așa cum ne-am dorit, o comunitate respectată, o comunitate recunoscută în Moldova, în țară, dar și în străinătate. Romanul este pus pe harta României, pe harta Europei, este recunoscut și acest lucru se întâmplă și datorită dumneavoastră, celor care aduceți performanța aici, acasă, la Roman. Tuturor vă mulțumesc, vă iubesc și vă respect. Mult succes în continuare și Doamne ajută! Domnul primar Lucian Ovidiu Micu va premia elevii și echipele cu rezultate de
deosebite și profesorii coordonatori. Pentru fluiditatea manifestării, vă rugăm mire din nominalizați să urce pe partea dreaptă, apoi să fie felicitați domnul primar. Și începem festivitatea de premiere, în ordine alfabetică, așadar, elevii premiați la faza națională și județeană a olimpiadelor și la concursurile naționale. Începem cu a Catrinei Colin George, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii și se pregătește a Crețoaiei Andrei, de la aceeași școală. Așadar, a Catrinei Colin George, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, este așteptat pe scenă. Ea obține la Concursul Național de Matematică, Lumina Mea. Profesor coordonator, Alexandrei Mihai. A Crețoaiei Andrei. Îl așteptăm pe elevul Acrețoaie Andrei, se pregătește elevul Afenia Marian. Elevul Acrețoaie Andrei de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii a obținut premiul întâi la concursul de geografie Ionuță Echim 2016 și locul 2 la concursul național de geografie Terra 2016, etapa județeană. Profesor coordonator, Mihalac Ionela. Îl așteptăm alături de noi acum pe elevul Afenii Marin de la Colegiul Tehnic Danubian. Acesta a obținut mențiune la concursul național de chimie. Profesor coordonator, Oxaru Cristian. Se pregătește elevul Agachi Ștefan de la Liceul Tehnologic Vasile Sav și l-așteptăm acum să fie premiat pe elevul Agache Bogdan Vasile de la Colegiul Tehnic Petru Pont. El a obținut premiul al treilea la Olimpiada Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Electronică și Automatizări, faza județeană. Profesor coordonator, Tanase Nicoleta și Tudorică Mihai. Îl așteptăm acum pe scenă pe elevul Agachi Ștefan de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Se pregătește elevul Andrei Agachi. Agachi Ștefan de la Liceul Tehnologic Vasile Sav a obținut mențiune la Olimpiada Națională Domeniul Electric, Electrotehnic, Electromecanic. Profesor coordonator, Ploștiță Lactămioara, Ungureanu Marlena, Tutu Mihai. Acum, pe scenă, îl așteptăm pe elevul Andrei Alin de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Se pregătește eleva Andrieș Luiza de la Clubul Atletic Roman. Așadar, Andrei Alin, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, a obținut premiul al doilea la concursul interjudețean de geografie Ionuță Echim. Profesor coordonator Mihalachi Ionela. Atunci așteptăm profesorul coordonator să ridice premiul. Trecem mai departe. Andrieș Luiza, de la Clubul Atletic Roman, a obținut locul al treilea la Campionatul Național Junior 4, profesor coordonator Ardene Dumitru. Se pregătește eleva Angel Andrad. Așadar, îl așteptăm pe domnul antrenor Artemie Dumitru să ridice premiul pentru Andrieș Luiza. O așteptăm pe Angel Andra și se pregătește Antal Ana Maria. Angel Andra, de la Clubul Atletic Roman, a obținut locul întâi la Campionatul Național de Lupte Junior 4. Profesor coordonator Artemie Dumitru. Se pregătește Antal Alin de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, iar acum va fi premiată eleva Antal Ana Maria de la Liceul Program Scorpiet. A obținut locul întâi la Campionatul Național Școlar, etapa finală. Profesor coordonator Danții Șotimia. Pe scenă acum îl așteptăm pe Antal Alin de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Pregătește Antici Sergiu de la Colegiul Național Roman Voză. Antal Alin a obținut locul al treilea la Olimpiada din Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Electric. Profesor coordonator, Ploștiță Lăcrimioara, Ungureanu Marlena, Răucescu Monica. Antici Sergiu și se pregătește Apostol Anta Mălina. Antici Sergiu de la Colegiul Național Roman Voză a obținut locul întâi la Olimpiada de Tehnologie a Informației în faza județeană. Profesor coordonator Iertă Magna. Se pregătește Apostol Daria de la Liceul Program Sportiv, iar acum va fi premiată Apostol Anda Mălina de la Liceul Program Sportiv.
pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Romano-Catolică, profesor coordonator deja Lucia Gema. Vă așteptăm așadar acum pe Apostol Dania de la Liceul Program Sportiv și se pregătește Apostol Elena Mădălina de la Colegiul Național Roman Vodă. Apostol Dania de la Liceul Program Sportiv a obținut locul al doilea la Campionatul Național de Aruncări Munci Junior 3, profesor coordonator Florul Emilian. Se pregătește a preluteze Petru de la Colegiul Tehnic Petru Poni, iar acum va fi premiată Apostol Elena Mădălina de la Colegiul Național Roman Vodă, în locul al doilea la Olimpiada de Limbă Spaniolă, faza județeană, profesor coordonator Mârza Cristian Coane. Se pregătește Arabu Teodora de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, și a fost premiată preotesei Petru de la Colegiul Tehnic Petru Poni pentru locul al treilea obținut la Olimpiada Area Curculară Tehnologiei, Domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice, faza județeană. Profesor coordonator, Deaconul Iolanda și Moșul Mirela. Se pregătește Artemie Narcis de la Școala de Artă Sergiu Celibidache și în cele ce urmează va fi premiată eleva Arabu Teodora de la Școala de Artă Sergiu Celibidache. Aceasta a obținut locul întâi la Festivalul de Interpretare Pianistică Forte Piano Iași, a obținut la Concursul Internațional de Interpretare Pianistică Piano Artis Iași premiul al treilea, la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Etapa Zonală Iași premiul al doilea și la Concursul Național de Pian din Piatra Neamț premiul al doilea, profesor coordonator Voinea Nia. Artemie Narcis de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, premiată în cele ce urmează și se pregătește a un curenci cu Dor Paul de la Colegiul Național Roman Vodă. Artemie Narcis a obținut locul al doilea la Concursul Național de Interpretare Pianistică de la Piatra Neamț, profesor coordonator Voinea Nia. Se pregătește eleva Avram Roxana și va fi premiată în cele ce urmează augurenci Tudor Paul de la Colegiul Național Roman Vodă, locul al doilea la Olimpiada de Tehnologie a Informației, faza județeană. Profesor coordonator Gerda Magda și Irinia Gheorghe. Se pregătește Baciu Daniel Mihai de la Colegiul Național Roman Vodă și în cele ce urmează va fi premiată eleva Avram Roxana de la Colegiul Național Roman Vodă. A obținut locul întâi la Olimpiada de Limbă Spaniolă, faza județeană, profesor coordonator Mârza Cristian Coane. Se pregătește Balan David Marius de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi Roman și în cele ce urmează premiat va fi Baciu Daniel Mihai de la Colegiul Național Roman Vodă. Acesta a obținut locul al doilea la Concursul Național de Fizică, Astronomie și Astrofizică Marita Cean Mica, profesor coordonator Mefea Romeo. Se pregătește Balcan Diana Elena de la Colegiul Național Roman Vodă și acum premiat Balan David Marius de la Liceul Teologic Roman Catolic Sfântul Francis de Assisi pentru locul întâi obținut la Olimpiada de Religie Cultul Romano-Catolic, etapa județeană. Profesor coordonator, Sorge Cristine. Se pregătește Bandur Mihai Alexandru de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiată eleva Balcan Diana Elena de la Colegiul Național Roman Vodă, locul întâi obținut la Olimpiada de Limbă Spaniolă, faza națională. Profesor coordonator, Mârza Cristian Coane. Îl așteptăm pe Mihai Alexandru Bandur, de la Colegiul Național Roman Vodă. Acesta a obținut locurile 1 și 2 la Campionatul Național de Quantito pentru Junior. Coordonator Mihai Cristian. În cele ce urmează, pe scenă, îl așteptăm pe Andrei Băcăuanu, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, și se pregătește Băcăuanu Candelia Morgana, de la Colegiul Tehnic Mirom Costina. Băcăuanu Andrei a obținut locul întâi la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovic, etapa județeană, profesor coordonator Rădulescu Zenobia. Se pregătește Băcăuanu Emanuela de la Colegiul Național Roman Vodă. Iar acum
piatră va fi Bătăoan Camelia Loredana. Locul 2 obținut la Olimpiada la disciplinele din area curriculară tehnologie, faza națională, profesor coordonator Stoia Mioara. Se pregătește bătiță Constantin Adrian de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Și aplauze pentru Bătăoanul Emanuela de la Colegiul Național Roman Vodă. Locul al doilea la Concursul Național de Fizică, profesor coordonator Radu Cristina Manuela. Se pregătește băietanul David Andrei de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Și aplauze pentru bătiță Constantin Adrian de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Locul 2 obținut la Olimpiada la disciplinele din area curriculară tehnologii, faza județeană, profesor coordonator Sara Cristina Miron. Se pregătește Băisan Delia Maria de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Bătiță Constantin Adrian, așadar, în locul 2 la Olimpiada la disciplinele din area curriculară tehnologii, faza județeană, profesor coordonator Sava Cristinică. Îl așteptăm pe băietanul David Andrei, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul al treilea la Concursul Național de Geografie Iubiță Echim, etapa județeană, profesor coordonator Mihalat Ionela. O așteptăm acum pe Sandenia Maria de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii și se pregătește Bănău Andrei de la Colegiul Național Roman Vodă. Așadar, Sandenia Maria de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 1 la Concursul Interjudețean de Geografie Iubiță Echim, locul 2 la Concursul Național de Geografie Tera, etapa județeană 2016 și locul 3 la Olimpiada Județeană de Geografie, etapa județeană 2017. Profesor coordonator Mihalai Ionela. Se pregătește Băltoi Teodor Ioan de la Colegiul Național Roman Vodă. Iar acum premier va fi Bălău Andrei. Îl așteptăm pe scenă. Bălău Andrei de la Colegiul Național Roman Vodă. Locul 2 la Concursul Național de Fizică, Astronomie și Astrofizică, Marita Ceandica. Profesor coordonator Mircea Romeu. Se pregătește Bârgăoanul Ianin Cristian de la Colegiul Național Roman Vodă. Premiat în cele ce urmează, Băltoi Teodor Ioan. A obținut medalia de argint la Olimpiada de Matematică, fază națională. Locul întâi la Olimpiada de Informatică și medalia de argint la concursul bazat la matematică și victorie olimpică. Profesor coordonator Suma Daniela Moldovanu Florin. Se pregătește Beru Florentina Cristiana de la Școala Gimnazială Calistrat Focaș. Și acum pe scenă îl așteptăm pe Bârgăoanu Ianin Cristian de la Colegiul Național Roman Vodă. Acesta a obținut locul 3 la Concursul Național de Fizică, profesor coordonator Irimia Gheorghe. Se pregătește Benea Cristiana de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Iar acum pe scenă o așteptăm pe Beru Florentina Cristiana de la Școala Gimnazială Calistrat Focaș. Locul 3 obținut la Olimpiada de Limbă Franceză, etapa județeană. Profesor coordonator Neancu Alina Ramon. Aplauze așadar pentru Beru Florentina Cristiana. Se pregătește Benția Iulia de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Iar acum pe scenă o așteptăm pe Benea Cristiana de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii și o felicităm pentru locul 2 obținut la Olimpiada Județeană de Religie Romano-Catolică. Profesor coordonator pe Jean Lucia Gema. Se pregătește Boc Antonia de la Școala de Artă Sergice Limitație și felicitări acum pentru Benția Iulia de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3 obținut la Concursul Național de Geografie Iubiță Echim, etapa județeană. Profesor coordonator Mihalache Ionela. Se pregătește Mișa Aron de la Liceul Bucovean Sportiv. Iar acum felicitări pentru Bimboc Antonia, Școala de Artă Sergice Limitație. Mențiune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Iași. Profesor coordonator Lohan Leonida. Se pregătește planarul Ana Maria de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii.
iar acum va fi premiat Mișa Aronda, liceul program sportiv, pentru locul 3 obținut la campionatul național școlar, etapa finală, profesor coordonator cu deanul liber. Se pregătește bolog de Elisa de la Clubul Atletic Roman, iar acum va fi felicitată și premiată eleva la Ana Maria de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin pentru locul 1 obținut la concursul interjudețean de geografie Iuță de Chim și locul 2 la concursul național de geografie Iuță de Chim, etapa județeană, profesor coordonator Caraghi Ionela. Se pregătește botez Richard de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum este premiată eleva bolog Denisa. Aceasta a obținut locul al doilea la campionatul național de tineret, profesor coordonator Artene Dumitru. Se pregătește Branche Alexandra de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin, iar acum va fi premiat botez Richard de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 obținut la concursul interjudețean de geografie Iuță de Chim, profesor coordonator Pântea Adi Sorin. Se pregătește Budulai Marcelin de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, iar acum este premiată eleva Branche Alexandra de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Aceasta a obținut mențiune la concursul național de biologie George Emil Palade, etapa națională, profesor coordonator Lăpușneanul Loredan. Se pregătește Burlacu Angelo de la Liceul Program Sportiv, iar acum este premiat Budulai Marcelin de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi pentru locul întâi obținut la Olimpiada de Religie Romano-Catolic, etapa județeană, profesor coordonator Sociu Cristinean. Se pregătește Brunaru Petronela de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum este premiat elevul Burlacu Angelo de la Liceul Program Sportiv pentru locul al treilea obținut la Campionatul Național Individual Copiii cu 10, etapa finală, profesor coordonator Ciobanu Constantin. Se pregătește Turnărescu Răzvan de la Liceul Program Sportiv, iar acum va fi premiată eleva Burnaru Petronela, Colegiul Național Roman Vodă. Aceasta a obținut locul al treilea la Olimpiada de Lingvistică, faza județeană, profesor coordonator Alexandru Paul. Se pregătește Cuțiurcă Mihnea de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum este premiat Turnărescu Răzvan de la Liceul Program Sportiv, locul al treilea la Campionatul Național cu 14 echipe, etapa finală, profesor coordonator Ciobanu Constantin. Se pregătește Buzău Paula Roxana de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, iar acum este premiat Cuțiurcă Mihnea de la Colegiul Național Roman Vodă. Acesta a participat la Olimpiada de Fizică, faza națională, a obținut premiul special la concursul național de geografie TERA, etapa națională, locul întâi la Olimpiada de Matematică, faza județeană și locul al doilea la concursul național de matematică. Profesor coordonator Ostafe Constantin, Macovei Claudia, cursar de echipa Petronela. Se pregătește Cașban Bianca de la Liceul Program Sportiv, iar acum este premiată eleva Buzău Paula Roxana de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Locul al doilea la Olimpiada la disciplinele din area curriculară tehnologii, faza județeană, domeniul electric, profesor coordonator, Ploșniță Lătăvioara, Ureanu, Martena, Tutu Mihai. Se pregătește Calfa Odilia de la Clubul Atletic Roman, iar acum este premiată Cașban Bianca de la Liceul Program Sportiv, profesor coordonator Lupușorul Constantin Dan. Îl așteptăm pe profesorul coordonator, dacă e de mai mult prezent în sală. Se pregătește Cap Mare Alex Mihai de la Colegiul Național Roman Vodă, iar este premiată Calfa Odilia de la Clubul Atletic Roman pentru locul al treilea obținut la Campionatul Național Junior 2, profesor coordonator Eteran Carter. Se pregătește Călin Andreea de la Liceul Program Sportiv, iar acum va fi premiat Cap Mare Alex Mihai de la Colegiul Național Roman Vodă. Acesta a obținut locul al doilea la Olimpiada de Informatică Fața Județeană, profesor coordonator Moldovanu Florin. Se pregătește Căuș Flăduț Gabriel de la Liceul Program Sportiv, iar acum este premiat Călin Andreea, este premiat de Călin Andreea. Așadar, o așteptăm pe scenă pe eleva Călin Andreea de la Liceul Program Sportiv, locul al treilea la Campionatul Național cu 16 echipe, etapa finală,
se pregătește chelariu Anca Dumitrana de la liceul Program Sportiv, iar acum va fi premiat Căuș Plătuț Gabriel de la liceul Program Sportiv. Căuș Plătuț Gabriel, îl așteptăm pe scenă. Dacă nu, îi așteptăm pe profesorii coordonatori, Floroi Emilian sau Buzău Cristina, să ridice premiul. Se pregătește chelarul Anca Gabriel de la Colegiul Tehnic pentru Poni, iar în cele ce urmează va fi premiată chelariu Anca Dumitrana de la liceul Program Sportiv. Aceasta a obținut locul al treilea la campionatul național al aruncării lungi junior 3, etapa finală, profesor coordonator Coș Lucică. Se pregătește Chiriac George de la Colegiul Național Roman Fodă, iar acum va fi premiat chelarul Anca Gabriel, Colegiul Tehnic pentru Poni. Profesor coordonator de acolo Iolanda Pușin Mirela Stan Mihaela. Mergem mai departe, se pregătește Cipoieș Dragoș de la liceul Program Sportiv și l-așteptăm acum pe Chiriac George să fie primit. Chiriac George de la Colegiul Național Roman Fodă a obținut medalia de aur la Olimpiada Națională de Fizică și în locul întâi la Concursul Național de Fizică. Profesor coordonator de la Clubul Atletic Roman, iar acum va fi premiat Cipoieș Dragoș de la liceul Program Sportiv pentru locul al doilea obținut la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană. Profesor coordonator Tăpuci Eugeni. Se pregătește Ciobanu Andreea de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiată Cipoieșul Silvia de la Clubul Atletic Roman pentru locul al doilea obținut la Campionatul Național de Junior 2. Profesor coordonator Artene Dumitru. Se pregătește Ciobanu Daniel de la Liceul Teologic Romano-Catolic, iar acum va fi premiată eleva Ciobanu Andreea de la Colegiul Național Roman Vodă pentru locul al doilea obținut la Olimpiada de Limbă și Literatură Română fața județeană. Profesor coordonator Băltoi Mihaela. Se pregătește Ciobanu Georgiana de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, iar acum este premiat elevul Ciobanu Daniel de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis pentru mențiunea obținută la Olimpiada de Liceu Cultură Romano-Catolic, profesor coordonator Sofronie Marian. Se pregătește Ciobanu Teodora de la Școala de Artă Sergiu Gentilache, iar acum va fi premiată eleva Ciobanu Georgiana de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu pentru locul al doilea obținut la concursul interjudețean Iuțe Echim, fața județeană, profesor coordonator Ștefan Caham, Tamara. Se pregătește Ciocan Daniel Gabriel de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, iar acum este premiată Ciobanu Teodora de la Școala de Artă Sergiu Gentilache pentru mențiunea obținută la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Iași, profesor coordonator Isadam Ioana. Se pregătește Ciocoiu Teodora de la Colegiul Tehnic din Rompostin, iar acum este premiat Ciocan Daniel Carbier de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. A obținut locul întâi la concursul național de chimie pentru poni, etapa județeană, profesor coordonator Leanca Paul. Se pregătește Ciura Lina de la Liceul Program Sportiv, iar acum este premiată Ciocoiu Teodora de la Colegiul Tehnic din Rompostin pentru locul al treilea obținut la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, fața județeană, profesor coordonator Ciobanu Mihaela. Se pregătește Cojocariu Romeo de la Liceul Program Sportiv, iar acum este premiată eleva Ciura Lina de la Liceul Program Sportiv pentru locul 2 obținut la Campionatul Național de Aruncări Lungi Copii 2, profesor coordonator Coș Lucică. Se pregătește Cojocariu Alexandra de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiat Cojocariu Romeo de la Liceul Program Sportiv, locul 2 la Campionatul Național U15 individual, etapa finală, profesor coordonator Ciobanu Constantin. Se pregătește Constantin Teodor Raul de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiat Cojocariu Alexandra de la Colegiul Național Roman Vodă pentru locul 2 obținut la concursul de chimie Magda Petrovan, profesor coordonator Burlacu Prenguța Mihaela.
Se pregătește vorba în Sergiu Ștefan de la Colegiul Național Roman Vodă. Iar acum va fi premiat Constantin Teodor Ramon de la Colegiul Național Roman Vodă. Pentru locul al treilea a obținut la Olimpiada de Lingvistică faza județeană. Profesor coordonator Băltuim Haiera. Se pregătește Oroiu Violeta Elena de la Colegiul Național Roman Vodă. Iar acum este premiat Corban Sergiu Ștefan, locul 3 la Olimpiada de Tehnologie Informației, faza județeană. Profesor coordonator Larius Silviu. Se pregătește Cosma Elena Laura de la Colegiul Național Roman Vodă. Iar acum va fi premiată Oroiu Violeta Elena de la Colegiul Național Roman Vodă pentru mențiunea obținută la Olimpiada de Limbă Franceză, faza națională, și pentru locul 2 la Olimpiada de Limbă Latină, faza județeană. Profesor coordonator Focus Otilia și Tudor Nicoleta. Se pregătește Cosma Radu Mihai de la Clubul Sportiv PAO, iar acum va fi premiată Cosma Elena Laura de la Colegiul Național Roman Vodă pentru locul 3 obținut la concursul național de fizică, profesor coordonator Ostap Constantin. Se pregătește Crăciun Ioan Flaviu de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiat Cosma Radu Mihai de la Clubul Sportiv PAO pentru locul al doilea obținut la campionatul național de Kwantido arme tradiționale pentru juniori. Coordonator Cristian Mihai. Se pregătește Damian Andrei de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiat Crăciun Ioan Flaviu. Acesta a obținut medalia de bronz la Olimpiada de Informatică faza națională. Coordonator Moldovanu Florin. Se pregătește Dănuț Mircea Alexandru de la Liceul Teologic Romanul Catolic, iar acum este premiat Damian Andrei de la Colegiul Național Roman Vodă pentru locul al treilea obținut la Olimpiada de Informatică faza județeană, profesor coordonator Moldovanu Florin. Se pregătește Vescălița Matei de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiat Dănuț Mircea Alexandru, Liceul Teologic Romanul Catolic Sfântul Francis de Asisi, pentru locul al treilea, obținut la Olimpiada de Religie Grupul Romano-Catolic, etapa națională. Profesor coordonator Sofronie Magiană. Se pregătește Iaca Ana Maria de la Colegiul Tehnic Petru Boni, iar acum este premiată Scărița Matei, Colegiul Național Roman Vodă, pentru locul 2, obținut la Olimpiada de Educație Tehnologică, faza județeană, profesor coordonator Agache Mona. Se pregătește diaconul Alexandra de la Clubul Atletic Roman, iar acum va fi premiată Diaca Ana Maria, Colegiul Tehnic Petru Boni, pentru locul întâi obținut la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, faza județeană, profesor coordonator Susana Cristina. Se pregătește diaconul Alexandra de la Colegiul Tehnic Danubiana, iar acum va fi premiată diaconul Alexandra de la Clubul Atletic Roman, pentru locul 2 obținut la Campionatul Național de Lupte, profesor coordonator Obreja Mihaela. Se pregătește Ghidire Raluca de la Colegiul Tehnic Petru Boni, iar în cele ce urmează va fi premiată Ghior Maria Alexandra de la Colegiul Tehnic Danubiana. A obținut locul al treilea la Olimpiada Județeană de Geografie, profesor coordonator Rumăzescu Corina. Se pregătește Triscă Lucaci Alexandru de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, iar acum va fi premiată eleva Ghidire Raluca de la Colegiul Tehnic Petru Boni, locul 3 la Olimpiada Area Culturală, Tehnologii, Domeniul Economic, Administrativ, Comerț, profesor coordonator și Rafle Cristina, Nechifor Marina, Maria, Stolnicu Simona, Urpă Nadina. Se pregătește Doni și Ioan de la Liceul Teologic Episcop Melchisede, iar acum va fi premiat Triscă Lucaci Alexandru, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 2 obținut la concursul interjudețean de geografie Ioniță Ichim, faza interjudețeană, profesor coordonator Ștefanica Avram Tamara. Se pregătește Doni Cerisa Elena de la Colegiul Național Roman Vodă, iar acum va fi premiat elevul Doni și Ioan, Liceul Teologic Episcop Melchisede, locul 2 ocupat la Olimpiada de Geografie Clasice, etapa națională, Timișoara, 26 aprilie 2017, profesor coordonator Stoica Ana Maria Irina. Se pregătește Dorcu Veronica de la Clubul Atletic Roman,
va fi premiată Donice Nisa Elena, colegii naționale Roman Vodă. Aceasta a obținut locul întâi la concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici, Fața Județeană, și locul întâi la Olimpiada Județeană de lectură ca abilitate de viață. Profesor coordonator, Suma Daniela și Nat Bonda. Se pregătește numea Octavian Marian de la Liceul Tehnologic Vasile-Sar, iar acum pentru Dorca Veronica de la Clubul Atletic, diploma de excelență și premiul de va fi aplicat de domnul profesor coordonator, Arterie Lumină. Se pregătește numea Roxana de la Clubul Atletic Roman, iar premiat în cele ce urmează va fi Dumnea Octavian Marian, de la Liceul Tehnologic Vasile-Sa. Acesta a ocupat locul al treilea concursul național de chimie pentru Fonie Dava Județeană, profesor coordonator Dan Carmaula. Se pregătește Dumitru Alexandru Ionel, de la Liceul Program Sportiv, iar în cele ce urmează, premiată va fi Dumnea Roxana, de la Clubul Atletic, pentru locul al treilea obținut la campionatul inițial de lupte și numărul 4, etapa națională, profesor coordonator Coștiță Cătălin. Se pregătește capitanul Apetri Adrian, al echipei de basket, băieți al Liceului Tehnologic Vasile-Sa, premiat în cele ce urmează, Dumitru Alexandru Ionel, Liceul Program Sportiv, pentru locul întâi obținut la Olimpiada de pregătire sportivă de Olimpia, etapa județeană, profesor coordonator Daniela Gheorghe, Tupușoarul Constantin. Se pregătește Draje Manier, iar în cele ce urmează va fi premiată echipa de basket băieți a Liceului Tehnologic Vasile-Sa, așadar îl așteptăm pe scenă pe capitanul Apetri Adrian. Aceștia au obținut locul al doilea la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Profesor coordonator, Mătălescu Teodor. Se pregătește capitanul Gheorghe Becu, de la Liceul Program Sportiv, iar în cele ce urmează va fi premiată echipa de baseball băieți a Liceului Program Sportiv, capitan Blaș Emanuel. Locul întâi la Campionatul Național Școlar, profesor coordonator Zocu Marius. Aplauze pentru echipa de baseball băieți. Se pregătește Pereșoaie Dragoș. Iar în continuare pe scenă așteptăm pe capitanul Gheorghe Becu, capitanul echipei de baseball junior 1 a Liceului cu program sportiv. Locul întâi la Campionatul Național de Baseball Junior 1, profesor coordonator Zocu Marius. Se pregătește tânărul Robert de la școala gimnazială Vasile Alexandrii, iar în cele ce urmează va fi premiată echipa de baseball junior 2 a Liceului cu program sportiv, capitan Bereșoaie Dragoș, locul întâi la Campionatul Național de Baseball Junior 2, profesor coordonator Zocu Marius. Se pregătește Popescu Daniel Simpiu, iar acum este premiată echipa de fotbal băieți, gimnaziu a școlii gimnaziale Vasile Alexandrii, capitan tânărul Robert, locul întâi la Olimpiada Gimnaziilor de Fotbal Băieți, etapa județeană, profesor coordonator Bode Adrian. Se pregătește Chirilescu Vasile, iar acum este premiată echipa de fotbal băieți, selecționată în 2016, a Liceului Program Sportiv, capitan Popescu Daniel Silviu. Locul al treilea la Campionatul Național Școlar, etapa finală 2016, fotbal băieți, profesor coordonator Dumnezeu Constantin Dan. Se pregătește Maziru Andrei, iar în cele ce urmează va fi premiată echipa de fotbal băieți selecționată a 2017 a Liceului Program Sportiv, capitan Chirilescu Vasile. Locul al treilea la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal băieți, licee, etapa națională. Profesor coordonator Manea Sorin. Se pregătește Chiriac Denis Cosmin, iar în cele ce urmează îl așteptăm pe Maziru Andrei, capitanul echipei de fotbal băieți junior 3, gimnaziu al Liceului cu program sportiv. Echipa de fotbal băieți junior 3 a obținut locul al treilea la Olimpiada Gimnaziilor Fotbal Băieți, coordonator Nadiu Ionuț Nicolae. Se pregătește Peșiț Cătălin, iar acum
Ionuț Nicolae. Se pregătește din Zoiu Ina Florentina, iar în ceea ce urmează va fi premiată echipa de fotbal băieți Junior 5 Gimnaziu al Liceului Program Sportiv. Peșiți Cătălin! Locul întâi la Olimpiada Gimnaziilor Fotbal Junior C, coordonator Nati Ionuț Nicolae. Se pregătește capitan Cristal Ștefan Abdiaca, iar în ceea ce urmează este că o așteptăm pe Pințoiul Ina Florentina, capitanul echipei de fotbal feminin gimnaziu a școlii gimnaziale Alexandru Iancuza, locul întâi la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal feminin, coordonator Dolpu Ana Maria și Cosma Elena Doina. Se pregătește Neamțu Ioana, iar în ceea ce urmează va fi premiată echipa de fotbal fete junior 1 liceu a Liceului Program Sportiv, capitanul Cristalu Ștefan Abdiaca. Mențiune la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal fete licee etapa finală, coordonator Nacu Ionuț Nicolae. Se pregătește Ruș Alexandra, iar acum este premiată echipa de fotbal fete junior 2 liceu a Liceului Program Sportiv, capitan Neamțu Ioan. Locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal fete, coordonator Lazar Vasilica. Se pregătește Cosma Ioana Nicoleta, iar în ceea ce urmează va fi premiată echipa de fotbal fete junior 3 liceu al Liceului Program Sportiv, capitan Ruș Alexandra, locul întâi la Olimpiada Națională a Sportului Școlar 2016, etapa zonală, coordonator Dacu Ionuț Nicolae. Se pregătește Rocu Cătălina, iar acum este premiată echipa de fotbal fete junior 4 gimnaziu al Liceului Program Sportiv, capitan Cosma Ioana Nicoleta, locul întâi la Olimpiada Gimnaziilor Fotbal Feminin Junior 4, etapa județeană, coordonator profesor Căpuci Eugenia. Se pregătește apucuțoarei Mădălina Ioana, iar acum va fi premiată echipa de fotbal fete junior 5 gimnaziu al Liceului Program Sportiv, capitan Roicu Cătălina. Locul al doilea la Olimpiada Gimnaziilor Fotbal Feminin Junior 5, etapa județeană, profesor coordonator Moise Ciprian. Se pregătește capitan Radu Alexandru, iar în cele ce urmează va fi premiată echipa de fotbal junior 6 în gimnaziu al Liceului Program Sportiv, capitan Apucuțoaiei Mădălina Ioana. Locul 2 la Olimpiada Gimnaziilor Fotbal etapa regională, coordonator Nati Ionuț Nicolae. Trecem mai departe. Se pregătește Andrei Ali, iar acum este premiată echipa de fotbal de handbal băieți, gimnaziu al Liceului Program Sportiv, capitan Radu Alexandru, locul 3 obținut la Olimpiada Gimnaziilor Băieți, etapa națională, coordonator Mihalachi Pocluț. Se pregătește Costea Georgel, iar acum este premiată echipa de handbal băieți, gimnaziu al Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii, capitan Andrei Ali, locul 1 la Olimpiada Gimnaziilor de handbal băieți, etapa județeană, profesor coordonator Bode Adrian. Se pregătește Pârzanu Dani Mintea, iar acum este premiată echipa de handbal băieți liceu al Liceului Program Sportiv, capitan Costea Georgel. Locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană handbal băieți, coordonator Andrei Alina, Părțuliu Vasilova. Se pregătește preferiță Ionela Alina, iar acum este premiată echipa de handbal feminin gimnaziu a Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, capitan Vârsanu Dani Mintea. Locul 1 ocupat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar handbal feminin gimnaziu, etapa județeană, coordonator Dolpu Ana Maria și Cosma Elena Doina. Se pregătește Poplis Alexandra, iar acum este premiată echipa de handbal fete, gimnaziu al Liceului Program Sportiv, capitan preferiță Ionela Alina. Locul 2 obținut la Olimpiada Gimnaziilor handbal feminin, etapa județeană, profesor coordonator Tăpuci Eugenia. Se pregătește Lucu Leonard, iar acum este premiată echipa de handbal fete a Colegiului Tehnic Pentru Poni, capitan Poplis Alexandra. Locul 3 obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, echipa handbal fete, etapa județeană,
se pregătește Moroia Andrei, iar acum va fi premiată echipa de Olnăbăieți, gimnaziu al liceului cu program sportiv, capitan Lupul Leonard. Locul 2 obținut la Olimpiada Gimnaziilor Oină, etapa județeană, coordonator, profesor Arcana Marcel. Se pregătește Roca Cosmin, iar acum va fi premiată echipa de Olnăbăieți, gimnaziu al școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cusa, capitan
numește Enache Andreea Claudia, iar acum va fi premiată echipa Școlii Gimnaziale Basile Alexandrii, formată din elevii Fălceanu Călin și Bibiruș Roar, pentru locul întâi obținut la concursul județean Mici Biologi, etapa finală, coordonator, profesor Lăpușneanu Loredan. Se pregătește Enache Ștefan de la Liceul Program Sportiv, iar acum va fi premiată Enache Andreea Claudia de la Școala Gimnazială Basile Alexandrii, pentru locul al treilea obținut la Olimpiada Județeană de Geografie, coordonator Mihal Archeonea. Se pregătește Enea Ana Maria, iar acum va fi premiat elevul Enache Ștefan de la Liceul Program Sportiv pentru locul al treilea obținut la Campionatul Național 14 individual etapa finală, coordonator Udoșca Cristinean. Se pregătește Parca Șpanda, iar acum este premiată Enea Ana Maria, clubul atletic Roma, locul întâi obținut la Campionatul Național de Lupte, coordonator Obreja Mihaela. Se pregătește Fărcășer Emilian Sorin de la Liceul Tehnologic Basile Sau, iar acum va fi premiată Parca Șvanda de la Clubul Atletic, locul 3 la Campionatul Național de Orientare Echipe, coordonator Parca Șflorin. Se pregătește Fărcășer Georgiana Alexia de la CNRT, iar acum va fi premiat Fărcășer Emilian Sorin de la Liceul Tehnologic Basile Sau, locul întâi la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană Cross. Profesor Cordon, Teodor. Se pregătește Furtăieș Diana Elena de la CNRB, iar în ceea ce urmează va fi premiată eleva Fărcășer Georgiana Alexia, Colegiul Național Roman Vodă, locul al treilea la Olimpiada de Limbă și Cultură Română, Pasa Națională, coordonator Alexandru Paun. Se pregătește rechită Renata Raisa de la CNRB, dar acum va fi premiată Fărcășer Diana Elena, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Județeană de Socio-Umane, Psihologie, coordonator profesor Lăpușneanu Berg. Se pregătește Filip Diana Ștefania, iar acum va fi premiată fechită Renata Raisa de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limbă Spaniolă, Pasa Județeană, coordonator profesor Mirsa Cristea Oanu. Se pregătește Florea Dragoș, iar acum va fi premiată Filip Diana Ștefania de la Clubul Atletic Roma, locul 2 la Campionatul Național Junior 3, coordonator Federan Carlu. Se pregătește Florea Alexandra Georgiana, iar acum va fi premiat Florea Dragoș de la Colegiul Național Roma Vodă. Acesta a obținut locul al doilea la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică Marian Dacian Mica, coordonator profesor Irimia Gheorghe. Se pregătește Dulău Ștefan, iar acum va fi premiată Flora Alexandra Georgiana de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul întâi la Olimpiada de Limba Engleză, Baza Județeană, profesor coordonator Grădinariu Brencuța. Se pregătește Hârbea Florentina, iar acum va fi premiată formația corală la Udamus de la Liceul Teologic Episcop Mercedes. Pentru locul al doilea obținut la Olimpiada Națională Corală 2017, profesor coordonator Gozar Gheorghe. Se pregătește Gherca Darius, iar acum va fi premiată Gârbea Iuliana Florentina de la Colegiul Tehnic pentru Pony, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Atletism, etapa județeană, coordonator Lucu Ioan. Se pregătește Gherghe Andrei Alexandru, iar acum este premiat Gherghe Darius, Colegiul Național Roman Vodă, pentru locul al doilea obținut la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică, coordonator profesor Irimia Gheorghe. Trecem mai departe. Se pregătește Ghinde Alesia Elena, iar acum va fi premiat Gherghe Andrei Alexandru de la Școala de Arte Sergiu Celibidache,
prezentat pe scenă Ghergăl Andrei Alexandru, Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 2 la concursul internațional de interpretare muzicală de Emanuel Elenescu de la Petrania, coordonator Zanu Vasile Indian. Se pregătește în Cristian Eduard Cosmin, iar acum va fi premiată Ghindea Alesia Elena de la Colegiul Național de Mahodă, locul 3 la concursul național de matematică Lumina Mar, profesor coordonator Buzaru Nichita Petronera. Se pregătește Iuzan Maria, iar în cele ce urmează, pe scenă este așteptat Iuzan Eduard Costin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sat. Acesta a obținut locul al 3-lea la concursul național de matematică aplicată la Adolf Harmovici, etapa județeană, și locul al 3-lea la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană 7. Coordonatori, profesori, Petrovici Adriana și Magdalescu Teodor. Se pregătește Iuzan Mihai, va fi premiată Iuzan Maria de la Colegiul Tehnic pentru Poni, locul al 3-lea la Olimpiada Națională a Sportului Școlar 7, etapa județeană, coordonator Lucu Ioan. Se pregătește Iuzan Ovidiu, iar acum va fi premiat Iuzan Mihai de la Liceul Tehnologic Vasile Saf. Acesta a obținut mențiune la concursul național de chimie pentru Poni, etapa națională, profesor coordonator Anițe Liliana. Se pregătește Roxana Otilia Iuzan, iar în cele ce urmează va fi premiat Iuzan Ovidiu, Colegiul Tehnic pentru Poni, locul 2 la Olimpiada Area Cuplară Tehnologii, domeniul electronic și automatizări, coordonator Tanase Nicoleta și Tudorica Mihai. Se pregătește Giurgica Georgiana, iar acum este premiată Iuzan Roxana Otilia de la Liceul Tehnologic Vasile Sat, locul 2 la concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, profesor coordonator Petrovici Adrian. Se pregătește Gorgos Gabriela, iar acum este premiată Giurgica Georgiana de la Clubul Atletic Roma, pentru locul 3 obținut la campionatul național junior 3, coordonator Ardenia Dumitru. Se pregătește Gorga Ana Maria, iar acum este premiată Gorgos Gabriela de la Clubul Atletic Roman pentru locul 1 obținut la Campionatul Național de Lupte Junior 2, coordonator Artele Dumitru. Se pregătește grădinarul Alexandra Gabriela, iar acum este premiată Gorga Ana Maria de la Colegiul Național Roman Vodă pentru locul 3 obținut la Concursul Național de Fizică, coordonator profesor Radu Cristina Manuel. Se pregătește Nicolaș Andreea, iar acum va fi premiată grădinarul Alexandra Gabriela, Liceul Tehnologic Vasile Sat. Aceasta a obținut mențiune la concursul național de chimie pentru Poni, profesor coordonator Leanca Paula. Se pregătește Cumezescu Diana Andreea, iar acum va fi premiată Nicolaș Andreea, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandri, locul 3 la concursul de chimie Magda Petrovanu, etapa națională, profesor coordonator Condurat Gianina. Se pregătește Cumezescu Ioana Ilinca, iar în cele ce urmează va fi premiată Cumezescu Diana Andreea, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 1 la Olimpiada de Religie Ortodoxă, fața județeană, profesor coordonator Lezeu Alexandru. Se pregătește Hărângescu Paiadera Filadeta, iar acum va fi premiată Drumezescu Ioana Ilica de la Colegiul Național Roman Vodă. Aceasta a participat la Olimpiada de Limba Latină, faza județeană, și a obținut și locul 3 la Concursul Național de Fizică, Astronomie și Astrofizică, Marin Tacian Mica, coordonator Stoica Ana Maria și Mefa Romeo. Se pregătește Herciu Bianca Iurha, iar acum este premiată Hărângescu Paiadera Filadeta de la Colegiul Național Fața județeană,
2 la campionatul de schi, orientare lungă distanță, profesor coordonator Patra și Florin. Se pregătește Bușanu Bianca Andreea, iar acum va fi premiată, va fi premiat Husarul Nechita George de la Colegiul Național Roman Podă. Locul 3 la Olimpiada de Limba Engleză, baza județeană, profesor coordonator Bucriș Lumina. Se pregătește Bușanu Diana Maria. Pe scenă este așteptată eleva Hușanu Bianca Andreea de la Colegiul Național Roman Podă. Locul 2 la Concursul Național de Fizică și locul 3 la Olimpiada de Matematică Baza Județeană, coordonator Ostate Constantin și profesor laureat Manca Loredan. Se pregătește Iacob Ioana Ruxana, iar acum va fi premiat Hușanu Diana Maria, va fi premiată de la Colegiul Național Roman Podă pentru premiul special obținut la Olimpiada Națională de Limbi Clasice Limba Latină, profesor coordonator Pana Nicoleta. Se pregătește Iacu Puț Alexandra, iar acum va fi premiată Iacob Roțoana Roxana de la Colegiul Național Roman Podă. Locul 3 obținut la Concursul Național de Fizică, profesor coordonator Radu Cristina Manuel. Ifin Cristian, iar acum pe scenă este așteptată Iacobita Alexandra de la Colegiul Național Roman Podă. Aceasta a obținut locul al doilea la Olimpiada de Limba Spaniolă, faza județeană, profesor coordonator Musa Cristea Coană. Se pregătește Ifin Vasile Alexandru, iar acum va fi premiat Ifin Cristian de la Liceul Tehnologic Vasile Sat. Locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană Gros, coordonator profesor Mătărescu Teodor. Se pregătește Ilie Bianca Elina, iar acum va fi premiat Ifin Vasile Alexandru de la Colegiul Național Roman Podă. Locul 3 la Olimpiada de Chimie, faza județeană, profesor coordonator Enescu Aurica. Se pregătește Ilie Oana Andreea, iar acum va fi premiată eleva Ilie Bianca Elena, Colegiul Tehnic Danubiană. Aceasta a obținut locul 3 la Olimpiada Județeană a Reacurriculare Tehnologii. Profesor coordonator Iliescu Lămânița, Bordeanu Genoveva, Aldea Simona, Constantinescu Mirela și Peneșo Aia Simona. Se pregătește Ioan Vladimir, iar acum va fi premiată eleva Ilie Oana Andreea. Colegiul Național Roman Podă, locul 2 obținut la Olimpiada de Tehnologie Informației, profesor coordonator Pierre Magda. Se pregătește și domnul Claudia. Iar acum va fi premiat Ioan Vladimir de la Clubul Sportiv Bau. Locul întâi obținut la Campionatul Național de Handball Arme Tradiționale pentru junior, coordonator antrenor Mihai Cristian. Se pregătește Iurașcu Patricia, iar acum va fi premiată eleva Iștop Claudia de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Asisi, locul întâi la Olimpiada de Religie, Cultul Romano-Catolic de etapa județeană, coordonator Sofronie Marian. Se pregătește Iștiuca Andreea Iuliana, iar acum va fi premiată eleva Iurașcu Patricia. De la Clubul Atletic Roman a obținut locul al treilea la Campionatul Național de Lupte, coordonator Obreșa Mihaela. Se pregătește așadar la Ion Alexandru, iar acum va fi premiată Iuștiuca Andreea Iuliana de la Colegiul Național Roman Podă, premiu special la Olimpiada de Limba Spaniolă, faza națională, coordonator Musa Cristea. Se pregătește Lazar Ovidiu Andrei, este premiată eleva Iurașcu Patricia de la Clubul Atletic Roman. Pe scenă așteptăm pe la Ion Alexandru. La Ion Alexandru de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană, coordonator profesor Eugenia Tăbuci.
se pregătește leacă Ioana Ana Maria, iar acum va fi premiat elevul Lazar Ovidiu Andrei. De la liceul program sportiv, acesta a obținut locul întâi la Olimpiada de Geografie, etapa județeană, profesor coordonator Pătrăuceanu Irina. Se pregătește Lehonski Justin Meșeșvin, iar acum va fi premiată eleva leacă Ioana Ana Maria, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul întâi la concursul de chimie Magda Petrovanu, etapa națională, și mențiune la Olimpiada de chimie 2017, etapa națională, și locul 3 la concursul de chimie la Luca Ripan, etapa națională 2016. Coordonator profesor Popa Ecaterina. Se pregătește elevul de Ioana, iar acum este premiat elevul Lehonski Justin, de la Liceul Teologic Episcop LSB. Acesta a obținut premiul special la Olimpiada Națională Corală, etapa zonală Mătoșan, coordonator Cosar Gheorghe. Se pregătește elevul de Matei, iar acum va fi premiată eleva Levul de Ioan, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Neogreacă, faza națională, coordonator Cristea Elisabeta. Se pregătește Luca Cumiza, iar acum va fi premiat Levul de Matei, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Acesta a obținut locul al doilea la Olimpiada Națională de Neogreacă, coordonator Cristea Elisabeta. Se pregătește Luncanu Ștefan Valentin, iar acum va fi premiată Luca Cluiza, de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Olimpiada Județeană de Religie Romano-Catolică, profesor coordonator Ciobanu Mihaela. Se pregătește Lucru Denisa Mihaela, iar acum este premiat Luncanu Ștefan Valentin, de la Colegiul Național Roman Vodă, pentru locul al doilea obținut la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică și locul 3 la Concursul Național de Fizică, profesor coordonator Irimia Gheorghe. Se pregătește Matie și Alexandra Ana Maria, iar acum va fi premiată Lucru Denisa Mihaela, de la Colegiul Tehnic Ion Cosmin. Aceasta a obținut locul al doilea la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, faza județeană, profesor coordonator Ciobanu Mihaela. Se pregătește Mândici Vlăduț Andrei, iar acum va fi premiată Matie și Alexandra Ana Maria, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul întâi la Olimpiada de Religie Catolică, faza județeană, și locul 3 la Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, faza județeană, coordonator Dogan Paula și Trufaș Loredana. Se pregătește Mărtinaș Mihai Andrei, iar acum va fi premiat Mândici Plăduț Andrei, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 3 la Olimpiada la disciplinele din area curriculară tehnologii, faza județeană, profesor coordonator Dima Cristina, Sescioreanu Ștefan Adrian. Se pregătește Mărtinaș Paul, iar acum va fi premiat Mărtinaș Mihai Andrei. Așadar, Mărtinaș Mihai Andrei, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Matematică, faza județeană, coordonator Cusaru Nechita Petronela. Se pregătește Mărtișcă Diana Maria, iar acum va fi premiat Mărtinaș Paul, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Tehnologie Informației, faza județeană, coordonator Pierre Cămari. Se pregătește Miclăuș Daniel, iar acum va fi premiată eleva Mărtișcă Diana Maria. Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 1 la Olimpiada Județeană de Religie Catolică, coordonator Bejan Lucia Genu. Se pregătește Mihalache Șerban, iar acum va fi premiat Miclăuș Daniel. De la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3 la Concursul Național de Matematică Lumina Mes, coordonator Alexandru Mihai. Se pregătește Milov Bianca, iar acum va fi premiat Mihalache Șerban, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman, locul 2 la Concursul Național de la faza județeană, coordonator Ștefănuca Avram Tamara. Se pregătește Mihoc Narcisa Lorena, iar în ceea ce urmează va fi premiată eleva Mihoc Bianca, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Aceasta a obținut locul 2 la
Nargisa Lorena, de la Colegiul Tehnic pentru Comunic, locul 3 la Olimpiada Aria Virtuală Tehnologii, domeniul Protecția Mediului, Fața Județeană, coordonator Niță Maricica și Gabriel Paraschiva. Se pregătește Nurț Paul Gimeliu, iar acum este premiată eleva Miron Simona Ionela de la Colegiul Național Mamădă. Aceasta a obținut locul al doilea la Olimpiada Județeană de Lectură ca abilitate de viață, coordonator profesor Romanu Gabriel. Se pregătește mocanul Erika Elena, iar acum este premiat Mărț Paul Tiberiu. De la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la Olimpiada la disciplinele în area populară tehnologii, fața județeană, domeniul electric, coordonator, Loștiță Locămioara, Ungureanu Marelena, Tutu Mihai. Se pregătește mocănașul Alin Florin, iar acum este premiată mocanul Erika Elena. De la Școala Gimnazială Alexandru Namcuza, locul 2 la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, coordonator profesor Cătuță Cristina Mihaela. Se pregătește Moise Gabriel Valentin, iar acum este premiat mocănașul Alin Florin, de la Clubul Atletic, locul 3 la Campionatul Național Junior 3, coordonator Emeral Carmen. Se pregătește Munteanu Adrian, iar acum va fi premiat Moise Gabriel Valentin de la Clubul Sportiv Bau, pentru locul 2 obținut la Campionatul Național de Taekwondo pentru junior, coordonator Cristian Mihai. Se pregătește Munteanu Andreea Elina, care în cele ce urmează va fi premiat Munteanu Adrian de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică, coordonator profesor Ilinia Gheorghe. Se pregătește Munteanu Denis Mihăiță, iar acum va fi premiată eleva Munteanu Andreea Elena, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană, profesor coordonator Chene și Monica. Se pregătește muralul Claudia Maria, iar acum va fi premiat Munteanu Denis Mihăiță, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 3 la Olimpiada la disciplinele din area curriculară de ecologie, fața județeană, coordonator profesorii Antoniu Adriana, Aramă Iosefina și Cosma Marian. Se pregătește Năstasă Gabriela Loredana, iar acum va fi premiată murarul Claudia Maria de la Ecologie. Locul 2, Olimpiada la disciplinele din area curriculară de ecologie, fața județeană, domeniul electric, coordonator profesorii Loștiță Lătrioara, Umbreanu Marelena, și Tutu Mihai. Se pregătește Năstasă Ioana de la Colegiul Național Roman Vodă și va fi premiată în cele, ce urmează Năstasă Gabriela Loredana de la Liceul Teologic Romanul Catolic Sfântul Francis de Asisi, locul 2 la Olimpiada de Religie Cultul Romanul Catolic etapa județeană, coordonator Sofronie Mariana. Se pregătește Nemțanu Denis, iar acum va fi premiată Năstasă Ioana, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Limba Franceză, faza județeană, coordonator profesor Dornescu Paula. Se pregătește Nedea Maria Neclai, iar acum va fi premiat Nețanu Denis, Box Club Municipal Roman, locul 2 la Campionatul Național de Copii la Box, coordonator Otcu Paul Radu. Se pregătește Nenu Ștefan Robert, iar acum va fi premiat Nedea Maria Neclai de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Acesta a obținut premiul special la Olimpiada Națională Corală de la Pasională Budușan, coordonator Cosan Gheorghe. Se pregătește Nicolici Dragoș, iar acum este premiat Nenu Ștefan Robert de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3 la Concursul Național de Chimie pentru Ponii, etapa județeană, coordonator Bianca Paura. Se pregătește Nistor Gabriela, iar acum este premiat Nicolici Dragoș de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Campionatul Național Aruncării Lungi Junior 3, coordonator profesor Florie Emilian. Se pregătește Niță George, iar acum va fi premiată eleva Nistor Gabriela. Clubul Atletic Roman, locul 1 la Campionatul Național de Lupte, Junior 4, coordonator profesor Adele Dumitru. Se pregătește o cultură în
Iar acum va fi premiat elevul Niță George, de la Colegiul Național Roman Boza, locul 3 la concursul național de fizică, astronomie și astrofizică,